Refugiul este primul pas pe calea budistă spre libertatea interioară, la Maieșe. Odată ce ne-am refugiat în mod oficial, ne asumăm responsabilitatea pentru comportamentul nostru. Trebuie să ne urmărim mintea și să examinăm procesul interior de acțiune și reacție. Ce face mintea mea acum? Ce impuls apare? Când mă comport așa, care va fi rezultatul? De exemplu, ar trebui să observăm cum reacționează alții atunci când spunem vorbe goale, inutile sau când vorbim fără să înțelegem ceea ce spunem. Cuvintele sunt foarte puternice. Limbajul trupului are de asemenea un efect puternic asupra celorlalți. Postura, mișcările și expresiile faciale fac o impresie adâncă asupra minții celorlalți. Deoarece majoritatea problemelor noastre implică alți oameni, este important să fim conștienți de comportamentul nostru și să evităm să-i rănim pe alții. În prietenia obișnuită, confundăm adesea atașamentul cu afecțiunea. De exemplu, prietenul meu poate să-și arate afecțiunea lui aparentă față de mine, invitându-mă să ieșim să bem împreună. Dacă refuz, s-ar putea să creadă că nu sunt prietenos cu el și să se simtă respins, așa că cedez. Așa ne doboară prietenii. Fără să mă amenințe sau să mă forțeze, dar arătându-și afecțiunea care este de fapt doar un atașament, mă conduce într-o situație pe care aș fi preferat să o evit. De aceea, este esențial să ne dezvoltăm ochiul înțelepciunii care distinge adevărata iubire de simplul atașament și poate vedea diferența dintre ceea ce ne avantajează și ceea ce ne dăunează. Ar trebui să ne bazăm pe deplin pe această înțelepciune mai degrabă decât pe reacțiile noastre emoționale mereu fluctuante. Dacă nu încercăm să ne controlăm comportamentul și mintea noastră împrăștiată și distrasă, nu vom ajunge departe. Trebuie să acționăm cu înțelepciune discriminatorie pentru a crea cele mai bune condiții interioare pentru atingerea scopurilor noastre.